să mirosim și frumos. Lenor, facem direct din pat vlogul ăsta, pentru că astăzi voi veți controla viața, practic 24 de ore. Aveți mână liberă să faceți ce vreți. O să postăm pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, aveți aici jos profilul meu de Instagram și dați acolo un follow puternic, pentru că postăm mereu zâmbete și chestii super interesante, râdem și facem glumițe și așa mai departe, bineînțeles, tot felul de lucruri legate de sală. Iar acum vom posta, bineînțeles, ceea ce voi mânca eu dimineața, pentru că eu imediat cum mă trezesc, bă, mi-e o foame din aia de lup, adică nu știu dacă se vede pe mine, dar sunt un pic mic și mi-este foame de fiecare dată când mă trezesc. Așa că vom posta acum ceea ce mănânc de dimineață. Două variante și sper să alegeți varianta corectă, pentru că sincer nu vreau să mănânc a doua variantă. Varianta A, respectiv o omletă cu roșii, sau B, un croissant cu o cafea. L-am postat și eu zic să așteptăm undeva între 10 și 15 minute să voteze lumea. Cred că e ok, adică o să voteze deja suficientă lume cât să aleagă, gen. Dacă o să fie super strâns, mai lăsăm încă 10-15 minute și vedem ceea ce o să mănânc. Și a venit și timpul să mâncăm și am intrat pe story după 30 de minute, pentru că am zis să las mai mult timp, că era un pic bătălia strânsă la început și aparent țineți la mine și la pătrățelele mele și vă mulțumesc tare mult. Și avem 65% A și 35% B, adică vom mânca această masă sănătoasă, cum îmi place mie de obicei, omletă și legume, și dăm la o parte chestia asta pe care oricum nu mi-o doream, respectiv un croissant și o cafea, oricum nu beau cafea, așa că mă cunoaște super bine. Hai să dăm drumul la masă și să trecem la următoarea întrebare. Este timpul să facem duș, așa că aici în baie o să facem un duș cu apă caldă sau apă rece. Avem și asta mare și dacă mă pune să fac cu apă rece, o să mor, sper din tot sufletul să dați pe, adică cu apă caldă, dar hai acum să vedem că voi îmi controlați viața, așa că așteptăm să vedem ce spuneți. Lăsăm 15 minute și revenim. Eu vreau să fac duș de la cu apă fiartă, să cardă carnea pe mine, că mi-așa îmi place să fie. Dar era de așteptat. Eram sigur că vreți să fac asta și mi-a dat să fac duș cu apă rece. 66% apă rece și cât e calculul? 34% apă caldă. Ia la shortul de baie pe mine, ăla bunul de duminică. Hai să mergem să facem baie cu apă rece. Mă mâncați și gura asta. Hai, ați vrut duș rece? Facem duș rece. Era să cad. Mă, că merge. Mă, de cum te-ai aici, nebun? Mă, vai de viață, mă, uite cum s-a făcut pielea de găină pe mine. Mamă. M-am mâncat undeva, să vă las pe voi să controlați viața. Doamne, că nu mai pot, îți fric. Mamă. Bine, fie. Asta că nu pot să mă spăl cum trebuie, o să opresc și apa ca să fie treaba. Aolo, ce. I feel no pain, no, I feel no pain. Mamă! Gata, ce credeți? E încă aici. Doamne, ce m-am enervat pe voi când am văzut că ați dat să fac duș cu apă rece, abia am ieșit din duș, acum m-am încălzit, dar ce credeți, mă simt super energic și super bine și nu știu dacă știați, dar cred că de asta mi-ați dat, că ați ținut la sănătatea mea. Dușul rece este foarte, foarte sănătos, leilor, pentru că chiar mă simt super energizat și ajută foarte mult cu arderea grăsimii, cu maximizarea volumului sanguin și, bineînțeles, cu o circulație mult mai bună, cu refacerea musculară și așa mai departe. Eu n-am abordat până acum tehnica asta, țin să vă zic, am încercat să mai fac, n-am făcut niciodată duș cum am făcut astăzi, cu apă rece. Nu mi-a plăcut deloc, dar acum vreau să vă zic că după ce am stat undeva la 3-4 minute, m-am simțit super bine. Aia e, măcar acum sunt un alt om și vă mulțumesc pe această cale. De-aia sunt și în costumul ăsta lui Marica, știți ce zic, recunoașteți personajul, așa. Am zis să fie totul 100% real, așa că acum vom face două poze. Acesta este primul outfit, este vorba despre maiul meu pe care îl mai port eu de obicei, cu pantaloni ăștia mai how, așa, mai vagabond style, știți ce zic, bineînțeles, și o pereche de chiloți și perechea asta, care, mă rog, sunt un pic anjigoși, de Air Force One cu off-white.
sau un outfit un pic mai, să zic, select, mai scumpuț, un tricou de la Yaoji Yamamoto cu niște pantaloni din ăștia așa mai rupți și, bineînțeles, cu o pereche de Karl Lagerfeld, ăștia stilul fake Alexander McQueen, dacă știți voi ce zic. Am postat cele două variante, asta e varianta A și varianta B. Deci, cum ne îmbrăcăm? A sau B, da? Bam! Și ne îmbrăcăm că trebuie să plecăm și afară, că noi nu am stat toată ziua în casă, nu că mă plictisesc. Trebuie să facem, avem activități de făcut, vreau să merg la sală și aici o să decidem cu voi dacă merg la sală sau merg afară, dar mai întâi hai să vedem cu ce ne îmbrăcăm. Până una alta, leuților, voi stabiliți cu ce o să se îmbrace fratele vostru astăzi, dar trebuie să mirosim și frumos, nu? Așa că trebuie să ne dăm cu un parfumel, un ceva acolo să mirosim, așa că avem varianta A, respectiv parfumul ăsta care mie îmi place super mult, și varianta B, spray de casă, gen... Bă, sincer, aș vrea cu mare, mare, mare drag să mă dau cu ăsta. Glumesc, bă, dați-mi vă rog frumos să mă dau cu ăsta, că trebuie să mirosim și noi Jordan, să mirosim și noi Gigi, să ne întâlnim fetele, bă, noi să fim acolo puternici, să fim... Asta, da, dacă vă să votați să mă dau cu ăsta, aia, mă dau cu ăsta, da. Au trecut nu 15, ci 17 minute și meciul a fost strâns la cu ce să mă îmbrac, dar a câștigat outfit-ul B. Ăsta mai, hau, așa, mai bagabond, stai, mai nu știu ce, știi ce zic, adică mai e ăsta roșu, cu pantalonii, bineînțeles chilos, că doar nu suntem italieni, frumos de 92 kilos pe noi, și Adidas și ăștia Nike Air Force. Hai să ne îmbrăcăm, zic că, na, dacă tot a zis, ne îmbrăcăm și noi cu astea și... Bam! Mi-am luat și outfit-ul ăsta frumos, puternic, ăsta pe care l-ați ales voi, că eu sincer pe ăsta mi-l doream, că nu știu ce o să mai faceți astăzi, chiar nu știu, că deja mă aștept la orice de la voi. Avem tricoul ăsta Jordan, pantaloni ăștia paracetamol care sunt cu tur, dacă mă prind câinii și mă aleargă pe stradă, cred că mă cad în cap direct. Ne luăm Adidas și, de fapt, mai întâi nu ne luăm Adidas și să vedem cu ce parfum trebuie să ne dăm, că acolo e nenorocire. Ne încălțăm doar cu șosetele, da, să mă dau și eu cu un parfum normal, de oameni normali. Extra, fratele vostru vă arată cum își face părul, deci așa am ieșit cu el din duș, s-a uscat deja un pic, n-am băgat fân, n-am băgat nimic. Am să vedeți ce modalitate de a face freza, îi dăm așa un pic pe spate, bam, 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 el deja s-a făcut crețulina aici pe față, că ăsta e hazul când ai părul creț, bam, cam atâta durează, s-a părul gata. Ha, hai să vedem cu ce parfum ne dăm, sper să nu fie la de casă. Băi, au trecut doar 10 minute la asta cu parfumul și nu vine să cred cât aproape sunteți. Deci la A 48% și din aurea 49 și acum 52% B. Bă, vă rog eu frumos, nu dați, nu, știu că o să vedeți vlogul ăsta după, dar nu dați, vă rog eu frumos. Că nu vreau să miros la mizeria asta de casă, sunteți nebun la cap, vreau și eu să miros și eu, Giorno, să fiu și eu, fraților, vă venim sărbătorilor, fraților. A fost lupta strânsă, mâncava-și gura voastră la asta cu parfumul, dar cu siguranță urmăritorii mei sigur vor să mă dau cu un parfum din ăsta bun, deja am în mână, eu sunt sigur că mă dau cu asta, dar ce mă? Bă, hai mă frate, pe bune, uitați și voi. 54% cu 46% s-a răsturnat situația, acum trebuie să mă dau. Hai mă frate, pe bune. Doamne, mă dau cu mizeria asta, nu vine să cred. Doamne, dacă e de casă, hai că mă dau cu el aici, ce să fac? Doamne, o să miros ca... Na mă, na, să mă dau să miros atâta de casă, na. Parcă nu mai miroase așa rău acum, dar... Miroșea, bă, știi ce așa miros? Amileul lui bunica de acasă, din ăla de... Vei combina cu spray, cu de la... Man... Hai, ne-am luat outfit-ul, mergem, acum postăm imediat. Și unde să mergem să facem antrenament? Respectiv la sală sau mergem să facem antrenament în parcuri, adică genul aparatele alea de fine, știți voi, cu up, up. Hei, s-a votat să nu mergem la sală să facem antrenament, s-a votat să mergem în parcurile alea de bătrâni, să facem nebunile alea maxime de tot. Și ia vezi mă, mâncați aici gura ta. Eu te voiam să vă întreb cu ce să mergem și uite mă ce oameni, uite mă ce înseamnă România mă. Aveam și eu aici un din ăla de tractare și uitați și voi. L-a tăiat, mâncava și gura voastră, dar cu ce l-o fi tăiat, că i-a făcut? L-a tăiat cu cuțitul, avea briceac din ăla la el, cu ce o fi tăiat? Mă ce oameni răi, mă oameni răi, ce aveți mă, să vă trăiască vouă. Am găsit și numărul aici, acum câteva zile era tăiat, scos, nu știu ce-i face cu plugul ăsta de matriculare. În fine, trecând peste, trebuie să ne deplasăm și până la parcul acela, așa că mergem cu mașinuța asta, mâncaia și gurița ei, că mi-a fost dor de ea maxim, așa că...
Așa? Sau mergem cu tramvaiul și sper să nu mă trimiteți cu tramvaiul, că chiar mi-a fost dur de această mașină, dar nu știu de ce am impresia că voi o să mă trimiteți cu tramvaiul. Așa că lansăm acum sondajul pe Instagram și să vedem cu ce mă trimiteți. Vă rog eu frumos, trimiteți-mă cu mobilul, vă rog eu frumos. Bă, nu zic că e o rușine să pleci cu mijlocul de transport în comun, cu tramvaiul respectiv, dar totuși. Copilașii, am luat și tramvaiul până aici, mulțumesc frumos că m-ați trimis cu tramvaiul, să rămână mult de tot, a fost bă, foarte rău de tot să mergi cu tramvaiul, ei! Nu. Primul exercițiu, exercițiul... Toată viața mi-am dorit să fac exercițiul ăsta. Simți cum intră? Uite cum se lucrează pe ceva. Wow, cât de puternic! Nu vine să cred. Doamnelor și domnilor, astăzi lucrăm cariceps. Eu nu soi marinero, eu soi capitan. Matelot, întoarce barca. Mergem spre Antarctica. Am o febră din aia monstru la picioare, dar fratele vostru simte nevoia să o scoată din organism, așa că să lucrăm. Mamă, nici un cap nu ieși. Wow. Ai, ai, ai. Yeah, buddy! Light with! Yep, yep, yep! Yeah, buddy! Băgăm a doua! Și acum rachetă! Bam, bam! Și după aia ușor! Și după orice antrenament intră bine un pic de cardio. Lăsăm gluma la o parte, mulțumim primăria București care a reușit să facă totuși câte ceva pentru noi. Doamne ajută să faceți la cât mai multe pentru care are nevoie România asta de fitness. Chiar suntem nedezvoltați rău de tot. Mai am un pic și ajung până la piața romană. Era să mor. După aia, să merg cu mașina sau să iau tramvaiul? Ce am venit cu tramvaiul? Știi? Și aștept să vedem acum să posteze și chiar A sau B. Să mă duc la un restaurant de ăsta mai scump sau să mănânc o șaurma? Trimite-o acum pe Instagram. Îmi trimiți? Spui ea? Bine. Votez eu. Votează repede, votează, hai. Deci ne votează live lumea, da, că ne-am întâlnit aici cu băieții noștri. Hehe, tocmai ce am postat acum și sondajul cu ceea ce să fac acum în continuare, respectiv să merg să mănâncă după un antrenament forță. Deci deja e la mâncare fancy. Mamă, mamă, mamă. Ca să înțelegeți, am postat să mergem la un restaurant scump sau să mergem la shawarma. Așteptăm cele 15 minuțele, suntem aici cu copilașii și să sperăm că o să ne ducem în restaurantul la bun. Dacă tot am venit la sport în parc, deja copiii au pus la... Sunt puși pe șoti, rău de tot și hai să facem o cursă. 3, dinozaurul sau ăștia mici? 2, 1, start! Și... Vin și eu! Hey! Am vrut și eu să mănânc o vită de-aia bună cu niște legume, cu niște orez și voi ați votat să mergem la shawarma. 64%, adică nici măcar n-ați ezitat să fie acolo aproape ca la parfum, la alea. Aia, merge să luăm o shawarma, o mâncăm și după vedem ce mai facem. Vreau și o shawarma de aia bună, de plin. Se foarte, da, mister. Brânză, tot ce trebuie să fac. Da, vreau shawarma, mâncăm shawarma. Aia, frații mei aici, fac de aia pari. Știți voi? Dacă tot am vrut shawarma, să mâncăm o shawarma din aia, cum îmi place mie, suculentă, să ne dea linguriță la ciorbă. Am mai rezistat, este extraordinar așa urmasă de la băieți de aici. Chiar fără niciun fel de sponsor și fără nimic, recomand Mr. Kebab. Bă, fac o shawarma. Asta e mai mult decât shawarma. Gen, are brânză feta, are dovlecei, s-o pune așa, s-o face cu tortilla. Mamă, știi cum e? This is pretty good. Au, frize! Bă, sincer, la un restaurant scump nu găsim așa ceva. Ce credeți? Am venit la mall, că am zis să-mi iau și eu niște haine și bă, am dat shawarma pe mine să mor eu. Acum am simțit. Ce fac? Mă schimb? Hai că a reușit să scoatem ceva, dar na, vreau să-mi cumpăr niște haine și m-am gândit să vă iau cu mine și să alegeți voi pentru mine hainele, așa că o să mergem prin magazine și ce lucruri o să ne placă, bineînțeles, o să le postăm acolo și voi o să spuneți A sau B, ceea ce să cumpăr eu. Și abia aștept să-mi spună toți bodyguardii. N-ai voie să filmezi, n-ai voie aici să filmezi, că nu e voie. Deci fiți atenți, am ajuns la mall și deja băieții au zis să vă rog să fac o poză cu mine și
vreau ca voi să votați dacă să fac o poză cu ei sau să nu fac o poză cu ei. Așa că o să postăm acum. Da, frumos, acolo. Salutăm! Au venit băieții, subscribe! Ești pe stradă și apar... Ce faci? Bravo, hai, vă pupă, fratele! Ceau, pa! Aveți grijă de voi și mergeți la sală. Unde ești ăsta, micu? Te duci la sală, fii atent! Trimiți poză pe Itangă, te duci la sală, da? Bravo, hai! Te pup, ceau, pa! Hai că am ajuns și la primul magazin și, am de ales între blugii ăștia, care, mă rog, sunt din ăștia cargo, așa cum avem pe mine, sau pantaloni ăștia de blugi, care, sincer să fiu, îmi plac, dar sunt foarte skinny, gen, spuneți-mi și voi ce să aleg. N-am ce să fac cu ei, adică, gen, probabil o să mi se vadă ca bărbăția prin ei. Sunt cargo așa cum îmi plac mie și chiar pe ăștia aș vrea și sper din tot sufletul să nu, cumva, să-mi dați să iau pe ăștia skinny, de mai tare să ne audă și vecinii. Iau telefonul să verific, zic, aia sigur o să-mi iei de-apoi apă, adică alb să-mi iau și așa mai departe. Intru pe telefon și verific telefonul și văd asta. Fiți atenți. A, 53%, B, 47%, 10 minute. Și dacă în 5 minute nu se redresează situația, va trebui să-i cumpăr pe ăștia, dar... Doamne, ferească Dumnezeu, vă știți că sunt amulați? Știți cum stau unii? Zici că sunt hai de viața mea, dar nu mă presc circulația, dar rămân fără aer. Și aia zic, mă, că viețile mele ce crezi? O să aleagă 100% aleg B-ul, că sunt pantalonii mai buchei, stau mai bine pe mine, sunt alb și așa mai departe. Iei telefonul și vezi asta. Uitați-vă un pic. Doamne, nu vine să crepă. Bă, vă puneți, vă rog eu frumos, iau pe aia, votați. Acum postăm și următoarea, și anume, am două gești pe care trebuie să le iau. Una care arată așa. Și încă una care arată așa. Postăm imediat acum polul să vedem ce geacă să luăm. Mergem și la următorul magazin pentru că mai e foarte puțin și se închide molul. Mergem la următorul magazin și ne întoarcem să o cumpărăm pe cea pe care preț voi să o iau. Ca un rezumat, pentru că nu am fost lăsat să filmăm în magazin și n-am putut să filmez pentru că ne-a zis oprește camera că n-ai voia să filmezi aici. Și am zis, stau, doamne, că faci și tu, pe ce că facem promovare, știți, adică ar trebui să susțină treaba asta. Bine, tate, bine motorul ăla. Am avut sondajul cu blugii versus pantaloni albi care a fost super aproape și uite ce aproape este și momentul de față, după 40 de minute avem 51% cu 49%. Dar fratele vostru chiar ar fi luat pe albaștri. Bă, dar erau mulați? Păi, ești nebun la cap, mâncați și gura ta, cred că ajungeam să merg așa, gen, în ei, maxim, gen. Dacă era să alerg, n-alergam, mergeam așa, gen. Știți ce zic? N-aveam cum. Și fratele vostru nu v-a ascultat data asta și am luat pe ăștia B. Dar oricum este foarte aproape, gen, a fost mega aproape și am considerat că trebuia să aleg și eu. Exact așa cum mi-a spus fratele vostru, a intrat pe live pe TikTok. Suntem aici live cu toată lumea din seara aceasta. Forță, că ați votat. Și eu te iubesc, Alesi. 72% am ieșit și de pe live, 72% din oameni ați votat să intrăm pe live și 28% să nu intrăm. Așa că fratele vostru este live pe TikTok. Dă mie camera. Toată lumea tot ce trebuie, chat-ul merge, totul merge, suntem bine. Dăm anunțul aici pe TikTok ca să știe toată lumea. Deci, la 10.000 de like-uri, dacă se fac 10.000 de like-uri pe vlogul acesta în 48 de ore, spuneți voi ce să fac eu. Eu m-am gândit așa, să alerg în chiloți pe la Unirii. Ce ziceți? Merge? Dacă facem 10.000 de like-uri în 48 de ore și nu e greu de făcut. Chiar nu e greu. Hai, ziceți voi în comentarii. Merge treaba? Rămâne așa? Bine, Alexia. Uite că toată lumea zice da, aolo, da, merge. Deci ați văzut, dacă face vlogul ăsta 10.000 de like-uri, vă rog eu, dar nu dați like, pentru că am făcut-o pentru live-ul ăsta de pe YouTube, nu dați like să fac 10.000 de like-uri, vă rog eu mult de tot, că chiar nu vreau să merg despre capul la Unirii. Până data viitoare, oricum, rupeți butonașul ăla de subscribe, rupeți butonașul cu clopoțelul acasă, vedeți toate zâmbetele și toate puternicile noastre pe care faceți toate ghidușile. Stați mari, fraților, până data viitoare. Vă pup, pa!